Aș vrea să spun că întâlnirea de astăzi are o nuanță deosebită. Pe de o parte se referă la un cadru care dă o viziune de direcție privind managerul cultural și pe de altă parte ne așează pe această viziune, pe acest traseu de viziune și răspântiile. Carmen Croitoru are vocație. O cunosc de mult timp, are vocație. Se pricepe la artă. A jucat pe scenă. Am văzut-o chiar în PUC. Deci vine dinăuntru artei, da? Vine dinăuntru artei și are, pe de o parte, luciditatea, dar și anvergura de a studia, de a dezvolta, de a înțelege. E greu în România să păstrezi un raport just, organic, între gândire și imaginație. Imaginația la noi ne folosește pentru a ne elibera de gândire. Cred că în ceea ce am auzit și am văzut pe acest ecran, există principii care pot susține, pe de o parte, o substanță privind managerul cultural. O substanță. Întrebările ar fi următoare. Există posibilitatea ca impostura, mediocritatea, să nu se specializeze în management cultural? A doua întrebare. Există șansa ca criteriile parafate prin legislație să fie și aplicate vreodată în spiritul legislației? Și o întrebare mai mică, dar ca o consecință a celorlalți. De ce noi dorim, cel puțin la nivel teoretic, să ne includem prin identitate, în arta și cultura euro-atlantică, nu menționăm, și nici tu n-ai menționat aici, că managerul, în postura lui de lider, poate, nu e obligatoriu, să și funcționeze profesional la amplitudine maximă în instituția care organizează. Mă refer la Ostermayer, la Chagrin, la Mâșchină, la Teatru de Soleil, la Robert Falls, la Goodman Theatre din New York. De ce nu putem cultiva și elimina, tocmai prin faptul că cultivăm, traseele formale, să nu le zic viciate, dar formale. Pentru că orice lege în România se poate perfecționa cu adevărat prin valoarea celor care o aplică. Prin valoarea celor care o aplică. Nu prin numirea celor care o aplică.